primarul orașului Cehu Silvan i-a arătat că se poate aduce finanțări pentru infrastructură și în urbea pe care o administrează de un an de zile. Unul dintre beneficiarii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală este și orașul Cehu Silvaniei. Sunt foarte fericit, mă bucur foarte mult că am reușit. Deci n-am lucrat degeaba și s-a întâmplat exact ce am promis la alegătorii mei, că voi aduce bani în Cehu. Și uitați că, ei bine, am reușit atunci, cum am spus și când am fost la dumneavoastră, pe canalizare, plasate, acolo e vorba de 19 milioane, deci în bani vechi la câte 100, 190 de miliarde. Deci asta e un program care se derulează pe 3 ani de zile. Și am reușit să aducem și pe drumul neterminat 108 de Uciu, unde mai e o diferență, deci e vorba de stratul 2 de asfalt, stratul de uzură și intrările, podețele la intrarea în casă, în curte la oameni. Acolo e vorba de 553.000 parcă. Na, deci 5 miliarde. Deci acum pot să zic că sunt mulțumit și în sfârșit deja începem să vedem și noi rezultatele muncii noastre. Sigur că mai e mult de lucru, că știți ce procedură urmează, chiar mi-a fost în mapă adresa de la ei, dar eu sunt foarte bucuros, foarte încântat, foarte mulțumit și echipa cu care lucrez, deci aici mă gândesc la viceprimar și la domnul inginer Giorgio Camarius, care pe investiții pe care l-am adus aici ca și consilier al primarului. Deci eu zic că această mică echipă a făcut o treabă foarte bună. Cele două proiecte finanțate prin PNDL2 aduc în oraș aproape 20 de milioane de lei.